Întrebarea la care vreau să răspund în acest clip este ce implicații practice are sistemul calvinist sau doctrinile Harului sau cele cinci puncte ale calvinismului sau tulip, cum mai este numit, în evangelizare. Implicațiile în evangelizare. Un rezumat al acestor doctrine este prezentat prin acest acronim TULIP. T înseamnă depravarea totală sau starea omului înainte ca să fie mântuit. U înseamnă alegerea necondiționată alegerea pe care o face Dumnezeu Tatăl în veșnicie, L înseamnă ispășirea particulară sau limitată, este o lucrare făcută de Fiul da. și I înseamnă chemarea eficace sau Harul irezistibil sau chemarea Duhului Sfânt. Este o acțiune specifică Duhului Sfânt, iar P arată starea omului după ce este regenerat. El perseverează în Har. El perseverează în har. Mai este numită doctrina păstrării în har. Cum influențează, ce implicații practice are acest sistem în evangelizare? În primul rând, dacă vă uitați la prima doctrină de depravarea totală, la acest T, acest T, această doctrină, ar trebui să ne împiedice și ar trebui să stârpească atunci când este crezit, crezut această doctrină, ar trebui să stârpească orice fel de manipulare în evangelizare oricât l-ai manipulat pe om, el nu poate, el nu poate să își hotărească propria lui mântuire. Hotărârea, decizia, credința, pocăința omului sunt daruri de la Dumnezeu, așa cum Scriptura arată foarte clar. Lucrul acesta poate fi foarte ușor demonstrat uitându-ne și la celelalte trei doctrine. Lucrarea mântuirii este perfect realizată de Sfânta Treime și ea este perfect aplicată de Sfânta Treime în viața omului. Voința omului, decizia omului, hotărârea omului, credința omului, pocăința omului sunt un rezultat al aplicării mântuirii desăvârșite de către Dumnezeu în viața omului. Așadar, manipulările în evanghelizări ar trebui să dispară atunci când cineva crede lucrul acesta. În al doilea rând, ar trebui să ne dea curaj în evangelizare, pasiune, râvnă în evangelizare, pentru că noi știm 100% că sunt oameni pe care Dumnezeu a ales, pentru care Isus a murit, pe care Duhul Sfânt îi va atrage în mod eficace, în mod irezistibil. Ei vor fi mântuiți. Ei nu vor fi mântuiți fără predicarea Evangheliei, ci prin predicarea Evangheliei, dar sigur vor fi mântuiți. Speranța noastră nu este că cineva va decide, ci speranța noastră este în Dumnezeu care a ales niște oameni care sigur se vor hotărâ pentru Dumnezeu mai mult decât atât, această doctrină ar trebui să te pună pe genunchi. Dacă sunt oameni pe care Dumnezeu i-a ales, rugăciunea noastră va avea rezultat. Dacă nu sunt oameni pe care Dumnezeu i-a ales, pentru care Fiul a murit sau pe care Duhul Sfânt îi va atrage în mod eficace, eficient, 100%, dacă lucrarea Duhului nu e, are eficiență de 100%, atunci mai mult ar trebui să ne rugăm de oameni, nu de Dumnezeu, pentru că Dumnezeu ce ar putea să facă mai mult decât ce a făcut deja pentru ei, nu? Dumnezeu nu poate interveni conform unora peste libera voință omului. Dar noi credem că lucrarea mântuirii este realizată, aplicată 100% de Dumnezeu și că rugăciunile noastre vor avea 100%. Cu siguranță de 100% vor avea răspuns. Mai mult decât atât, dacă ne uităm la acest cronim, vedem aici uh, o mântuire perfectă, vedem perfecțiunea mântuirii. Întreaga Sfântă Treime a făcut acest plan și l-a realizat. Este o mântuire perfectă. Mântuirea se începe în punctul acesta, punctul 1, când suntem chemați de Duhul Sfânt, atrași și mântuirea este realizată până la capăt prin aceeași putere a lui Dumnezeu. Da. Tot procesul acesta al mântuirii este asigurat de aici și până aici. Tot procesul este asigurat, lucrat de Dumnezeu în noi. Noi predicăm la Evanghelizare o mântuire perfectă, realizată de plin de Dumnezeu. Noi nu predicăm că mântuirea începe prin acceptul omului, ci că începe prin iluminarea, lucrarea de convingere, lucrarea de naștere din nou supranaturală a Duhului Sfânt, lucrarea de atragere la Tatăl pe care o face Duhul Sfânt. Și mântuirea se continuă în același fel, printr-o lucrare eficace a Duhului Sfânt în viața celui credincios. Iar credinciosul va ajunge până la capăt datorită lui Dumnezeu. Dumnezeu ne promite în Evanghelie o mântuire desăvârșită. Hristos a realizat o mântuire de săvârșită. Hristos ne-a cumpărat și credința, cum spune 2 pentru capitolul 1, versetul 1, și ne-a cumpărat și iertarea păcatelor, și îndreptățirea, și răscumpărarea, și reconcilierea, o mântuire completă. Atât primirea mântuirii este garantată de Hristos, cât și aspectul obiectiv al mântuirii realizate Domnul Iisus Hristos la cruce. Cred că acronimul acesta este cea mai bună sumarizare a esenței Evangheliei. Cu siguranță la evanghelizare nu trebuie să predicăm acronimul ăsta, ci trebuie să predicăm textul biblic, dar textul biblic va conține conceptul ăsta despre Evanghelie. Aceasta este o Evanghelie, o mântuire cu care merită să ne ducem înaintea oamenilor. O mântuire realizată de Dumnezeu, o mântuire perfectă, o mântuire desăvârșită, o mântuire securizată de Dumnezeu.